cu programul, cum te-ai descurcat? Câte ore îți iau un antrenament de tenis de masă, în mod normal? Doar tenis de masă, în jur de 2 ore jumate un antrenament. Okay. Și două antrenamente pe zi. Două antrenamente pe zi, a câte 2 ore jumate, 3, deci 5 ore, cam 5 ore, da. 5 ore jucai de tenis de masă. În timpul liceului, da? Bine, în timpul liceului aveam vreo 3 ore pe zi. Okay. Pentru că încercam să mă împart. Dar aici intervine și partea fizică, pregătirea fizică. Care trebuie să faci și antrenamente din exact, asta, specifică. Uh-huh. Pentru că nouă ne trebuie coordonare, anduranță, viteză, uh-huh, chestii de genul. Și intervine și partea psihică, unde aici vreau să-i mulțumesc doamnei Mioara Șincan, psiholog sportiv, care mă ajută foarte mult, pentru că îmi înțelege stările, îmi înțelege emoțiile, contează foarte mult și partea psihică. Mă gândesc și eu că e totul la o fracțiune de secundă și la un milimetru, cum ții exact paleta aia și trebuie să te concentrezi. Toată echipa așa, în momentul ăsta în care tu faci performanță și mergi la campionate mondiale și obții medalii, cam câți oameni are? Câți oameni înglobează echipa asta? Deci, în primul rând, fără echipa din spate, nu ar fi fost posibil nici rezultatul ăsta, nici celelalte și nici cele ce vor urma. Echipa este formată din antrenori, uh-huh, și, după cum spuneam și înainte, mă simt foarte norocoasă și sunt, pentru că domnul Viorel Filimon, doamna Elena Sebe, doamna Ana Maria Sebe, fiica dânsei, toți sunt de la Constanța, toți sunt antrenorii mei, uh-huh, și sunt antrenor de lot. Domnul Filimon chiar este antrenor federal. Uh-huh. Este formată din parteneri, căci fără parteneri nu mă pot antrena singură. Există roboți, dar trebuie un partener în față. Doamna psiholog, după cum vă spuneam, și kinetoterapeut, preparator fizic, uh-huh, doctor. Este o echipă... E o armată, așa, da, dacă... Așa este. Să rămânem la subiectul ăsta, vreau să vorbim mai întâi despre oameni și pe urmă despre roboți, că e interesantă și partea cu roboții, dar despre oameni. Mi-ai povestit și înainte de emisiune de domnul Filimon, de antrenorul pe care l-ai. Îl integrasem noi în povestea cu Gică Hagi. Da. Cât de mult își dedică din timp Gică Hagi, cât de pasionat este, cum stă de dimineață până seara. Omul crede în ceva, crede în ideea asta că sportul poate schimba societatea, că mândria constanțenilor poate veni și prin sport, și se trezește dimineața și vine seara, se duce la muncă, da, el tot repetă asta cu munca. Domnul Filimon cam pe aceeași idee, povestește-mi puțin cum este. Da, domnul Filimon, deci... cum spuneam și despre domnul Hagi, stă de dimineață până seara în sală, face și cu începătorii și cu mini-cadeții care sunt până în 13 ani și cu cadeții și juniorii, cei de vârsta mea, plus Eliza, care Eliza e la seniori, și plus chiar și cu amatorii seara, pentru că sunt și amatori care vin. Uh-huh. Deci el își petrece toată ziua și cred că și noaptea se gândește la tenis, și-a dedicat toată viața și se vede că iubește sportul ăsta mai mult decât orice. Extraordinar. De fapt, oamenii ăștia schimbă locul, da, și sportul și alți oameni. Oamenii ăștia super dedicați, așa. Pasionați. Care cred, uite, deși tenisul de masă nu este un sport atât de mediatizat și nu este o rută pe care să o apuci așa cum este fotbalul. Să știi, băi, am ajuns în fotbal, ajung în prima ligă, deja am un salariu de 7-80.000 de euro, apoi, da, poate semnez pe 1.000.000 de euro și m-am aranjat pentru toată viața. Tu cu ce gând ai plecat la drum când ai zis vreau să-mi fac o carieră în tenisul de masă? În primul rând, cred că orice sportiv își dorește o medalie olimpică. Uh-huh. Visul ăsta l-am și eu. Campioana mondială urmează, sper eu, și la senioare, chiar dacă am scos un rezultat bun la junioare. Am pornit mereu cu ideea de a mă bucura de orice mi se întâmplă, de orice moment, de orice meci, și să fac totul cu pasiune, totul cu plăcere și bucurie în suflet. Uh-huh. Pe ideea asta am început și pe ideea asta îmi doresc să continui. Asta pe partea sportivă, așa. Da, ce urmează după rezultat. E important să te gândești rezultat și la bani în momentul în care o apuci pe drumul ăsta? Adică ai măcar niște ținte, așa, că poți ajunge la niște sume? Da, eu, de exemplu, vă zic sincer, în prospect scrie acolo, înainte de orice concurs, scrie dacă intri în semifinală, primești o anumită sumă. Eu niciodată nu m-am uitat la asta. Niciodată nu m-a interesat. Am zis, vreau să mă bucur, cum vă spuneam înainte, să dau tot ce am mai bun la tenis, după care, după rezultat, ok, ce intră, intră. Uh-huh. Dar nu este ăsta gândul meu. Nu vreau să insist neapărat pe ce bani ai câștigat până acum, dar doar că ne poți spune, ca să avem un reper, așa, pentru un aur mondial,
Care este premiul? Argint. Vreau să spun, pentru argint, poți să ne spui cazul tău. Cred că sunt câteva mii de euro, dar, după cum am spus, nu sunt sigură. Căci nu tu nu te uiți nici după ce ți intră? Nu prea. Asta e o performanță. Înseamnă că e bine, e o veste bună asta. Da. Bun, roboți, ai pomenit de roboți. Cum s-au integrat roboții în sportul ăsta? Am mai văzut filmulețe cu roboți care participă la meciuri sau există așa ceva? Nu, care participă la meciuri, care ne ajută să ne antrenăm. Okay. Cum există, ok, am partenerul cu care joc, poate și antrenorul să vină să-mi facă cutie, adică ia mingile și el îmi dă prima minge și o lovesc, și același rol îl poate avea și robotul. Numai că robotul acum sunt unii foarte performanți, care au și o viteză cu care pot să dea mingea, efectul, adică cum vreau eu pot să-l setez și așa îmi dă scurt, lung, cu efectul ăla. Dar după ce o returnezi, el nu ți-o poate da înapoi? Nu, doar prima minge. Să știi că am văzut niște filmulețe, nu știu dacă fi fost trucate sau, dar nu, cred că există și roboți care cu un creier din ăsta de inteligență artificială pot anticipa lovitura, se pot mișca foarte repede și pot... Și cu o paletă mă gândesc. Până să vină roboții, avem chinezi aici și chinezi în sportul ăsta o grămadă și ei chiar par niște roboți așa dacă te uiți la meciuri. De ce? De ce au asiaticii talent la tenisul de masă? Păi, în primul rând, ei și ei au tot două mâini, două picioare. Nu sunt mai special decât noi. Doar că ei, mă gândesc, că au orele foarte multe de antrenament. Adică ei fac undeva la 8 ore de antrenament pe zi. Numai tenis de masă. Deci alea 3 ore cât zici tu, în liceu, fiecare zi, la ei se trece prin 8 ore. Eu sunt și pe principiul calitate, nu cantitate. Doar că, bine, ei au și foarte mulți parteneri, sunt mii acolo, milioane care practică tenis de masă. Sunt foarte mulți și ei nu se pot culca pe ureche, de exemplu. Că noi, ok, noi suntem 4 fete bune în lot și noi avem statutul nostru. Și știm că nu, dacă vin cele din spate, noi putem să rămânem acolo. Dar la chinezi, ei nu se pot culca. Ei nu se pot culca pe ureche. Mai vin 100 de miște de pocesc. Exact. Ei sunt foarte mulți și au foarte mulți oameni în spate, plus care analizează imediat după meci. Le dau analiza meciului. Apropo de expresia asta, să te culci pe ureche, mi se pare un leitmotiv așa în perioada liceului, cel puțin pentru mine și pentru generația mea, colegii mei. Adică te poți apuca de niște lucruri și la un moment dat să zici, hai mă, lasă-mă, nu mă mai duc mâine la antrenament, că e un majorat în seara asta. Nu se poate. Cum a funcționat la tine? Cum ai reușit să rămâi focusată, motivată? Este foarte importantă și relaxarea, căci fără relaxare nu îți poți reveni. Doar că eu am fost pe principiul și de asta cred că m-a ajutat foarte mult că am și pe sora mea și părinții care mi-au fost alături. Ori mergi pe calea performanței în care sunt multe sacrificii, cum ați spus și mai devreme, nu te duci la majorat, nu ieși într-una, nopți pierdute și anturaje nu tocmai bune, ori te duci pe altă cale, cu anturaje și... Da, eu pe principiul ăsta a fost. Exact, da. Performanța cere sacrificii.